Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare a găzduit astăzi încă o ediție a Cafenelei Oamenilor de Afaceri. Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și cei ai Administrației Județene a Finanțelor Publice au venit în cadrul acesteia cu informații utile pentru investitorii din județul nostru. Tema întâlnirii a fost închiderea exercițiului financiar 2018. Este cea de-a doua ediție din acest an, organizată tot împreună și în colaborare cu direcția, cu administrația financiară și sigur datorită temei de actualitate legate de încheierea exercițiului financiar 2018. Ne-am bucurat de o prezență importantă la acțiune, câteva zeci de persoane, mulți dintre ei și membrii CECAR. Sigur, e o acțiune dedicată, o acțiune nișată de informare. Seminarul se înscrie în seria sesiunilor de informare și instruire a agenților economice asupra unor aspecte legislative naționale pe care Camera de Comerț și Industrie Maramureș le organizează în colaborare cu administrația publică locală, cu serviciile publice deconcentrate și cu alte entități. Participarea a fost gratuită.